A devenit o tradiție ca în fiecare an restaurantele din oraș și județ să organizeze petreceri festive în noaptea de Revelion. Așa se întâmplă și anul acesta, însă petrecerile sunt mai puține, deoarece controlele din ultima perioadă au diminuat numărul localurilor deschise. În prezent, doar 19 localuri au autorizație de la pompieri să poată organiza petreceri festive. La nivelul municipiului și județului Giurgiu dețin autorizație de securitate la incendiu și pot organiza evenimente publice un număr de 19 operatori economici. Menționez că de asemenea îndeplinesc condițiile pentru organizarea de evenimente toți operatorii economici cu sediile în clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația alimentație publică cu area desfășurată mai mică de 200 de metri pătrați sau cu area desfășurată mai mică de 50 de metri pătrați în clădiri de locuit colective, gen parterul blocurilor de locuit, și nu se încadrează în categoria sălilor aglomerate. În ceea ce privește obiectivele la care a fost oprită funcționarea, facem precizarea că, în prezent, acestea sunt în număr de 8. Oprirea funcționării a fost în marea majoritate făcută din cauza lipsei autorizații de securitate la incendiu. La localurile care au toate autorizațiile în regulă, pregătirile sunt întoi. Aranjarea restaurantului și meniul, toate trebuie să fie gata până la sosirea celor care au ales să-și petreacă noaptea dintre an la local. De exemplu, la restaurantul Sud din municipiu, organizatorii le-au pregătit giurgiuvenilor un meniu bogat și multe surprize. Ca de fiecare an organizăm și noi Revelion la Hotel Sud. Avem în costul meniului 250 de ron de persoană. Muzica este asigurată de DJ Ghiță Liviu și meniul se compune din gustare, patru feluri de mâncare, băutură la discreție, fructe, tort, răcoritoare și dans și voie bună. Bună dimineața! Am înțeles. Spuneți-mi dacă mai aveți locuri. Nu mai avem locuri, s-au ocupat integral. De surprize vor avea parte și cei care au ales să-și petreacă Revelionul pe malul apei. Deși respectarea tuturor prevederilor legale implică multă muncă și alergătură, administratorul localului a fost atent la cele mai mici detalii pentru a le oferi clienților o seară de neuitat. O persoană care va petrece noaptea dintre an la Hanul Cosminului va plăti 240 de lei. Numărul de locuri este un număr care ne-a fost impus de evenimentele care au avut loc în urmă cu câteva luni de la Clubul Colectiv. Am acoperit cu numărul de persoane cam tot ce era pentru noi plan de evacuare și acum nu facem nimic altceva decât pregătiri și așteptăm pe invitați să vină. Ce le oferiți giurgiuvenilor? Avem un meniu compus din patru feluri de mâncare, avem o gustare cu is tradițional, o ruladă de curcan, peștele nu lipsește după masa de Revelion, o friptură de porc, că e normal să fie, o să încheiem cu șampanie și cu tort. Ofertele restaurantelor nu se opresc aici. Din meniul de la restaurantul Danaven nu lipsesc mâncărurile tradiționale românești și în cazul acestui local locurile s-au ocupat în totalitate. În astfel de condiții, giurgiuvenilor nu le mai rămâne decât să se distreze alături de cei dragi.